Școala post-liceală sanitară Onești este onorată să poarte numele medicului și farmacistului român de origine franceză, născut în Italia cu studii în Europa și în Franța. Anul 1990 este semnificativ pentru introducerea învățământului post-liceal în România. Aici o contribuție importantă o are prin emiterea primului act de identitate al școlii Carol Davila București, prima școală particulară înființată în România, abia ieșită din comunism. Totul se datorează unui minunat om, doamna Mioara Mincu, medic și întemeietor de școală. Întotdeauna spunea: zâmbetul pe chip, pentru că astfel realizăm pacea atât de mult dorită de popoarele lumii, realizăm înțelegerea, indulgența, evităm stresul, deci ne creștem durata medie de viață și evităm riscul îmbolnăvirilor. Anul 1992 înseamnă actul de înființare a școlii post-liceale sanitare Carol Davila Onești. În baza statutului Confederației Naționale a Femeilor din România, a statutului Societății Doamnelor din Onești, a aprobărilor obținute la Ministerele Sănătății, respectiv Educa, școala funcționează ca filială a școlii sanitare post-liceale Carol Davila București, alături de cele 40 de filiale în toată țara până în anul 1999. Dacă ar fi să spunem acum, au mai rămas foarte puține școli, Carol Davila Onești fiind una cu cea mai mare vechime, multe dintre ele desfințându-se, ceea ce înseamnă că a avut un bun management și o continuă căutare în a permanentiza cursurile. Școala se înființează grație unor responsabili ai caselor de cultură din Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România, CNSLR, care au susținut desfășurarea cursurilor școlilor post-liceale sanitare în casele de cultură ca suport financiar pentru acestea. Eu cred că aici există premizele unei bune școli. De fapt, remarca a fost realizată și de invitații dumneavoastră de la o altă filială a noastră, de la Galați, care s-au deplasat astăzi aici și dumnealor au prezentat, la schimb de experiență, un filmuleț privind activitatea din laboratoare, din serviciile de radiologie, la clasele speciale. Dumneavoastră ați venit cu imaginile foarte frumoase de la desfășurarea activității practice și de la clasa de tehnică dentară, sigur, ca să avem un zâmbet penetranți, e cu atât mai mult, cei care lucrează în domeniul ocrotirii sănătății trebuie să-i redea bolnavului speranța utilizând acest zâmbet fermecător. Anul școlar 1992-1993 începe cu 5 specializări: asistent medical generalist, asistent medical de laborator cu studii de 3 ani, asistent medical de igienă și sănătate publică, asistent medical de tehnică dentară și asistent medical de radiologie cu 2 ani de studiu. Este de menționat că dacă școala la debut a funcționat cu cele 5 specializări și livrează sistemului 3 promoții de asistenți medical de igienă și sănătate publică, adică 84 de absolvenți, asistent medical de tehnică dentară 20 de absolvenți, asistent medical de radiologie 18 absolvenți, asistent medical de laborator 16 absolvenți. Dovedindu-se mai atractivă și mai ofertantă ca loc de muncă, din anul 1997 vom rămâne numai cu specializarea asistent medical generalist. Trebuie să amintim și să mulțumim cu deosebire primei echipe manageriale a școlii, constituită din doamna Maria Pălângean, managerul școlii, domnul dr. Dan Panaite, director, și domnul profesor Teodor Adobricăi, director adjunct. Când există școala sanitară specială Carol Davila, 10 ani despre care ne amintim cu plăcere de primii pași, care au fost grei, au fost ușori, nu știm. Important e că am reușit să perseverăm, am reușit să facem câte un pas mai mic sau mai mare și iată că putem să ne bucurăm de absolvenții care au terminat aceste
serii care au evoluat la această școală. Putem să ne bucurăm de profesorii care au predat la această școală. Putem să ne bucurăm de rezultatele pe care le-am obținut până acum, nu numai cei care au urmat această școală, ci și cu activitățile care au fost desfășurate în afara școlii și în colaborare cu alte unități similare sau adiacente nou. Aș vrea să spun că nu e ușor să faci un bilanț după 10 ani. Ba chiar este foarte greu. Dar mă bucur că am reușit să ajungem până aici. Ce înseamnă până aici? Înseamnă o realizare, o parte din ea, zicem noi, care se datorează unor oameni cu care a pornit această școală, care au venit mai târziu și care au rămas și rămân în continuare și care vor veni. Mulțumirile noastre se îndreaptă și către prima încadrare din primul an de învățământ, 1992-1993, care a însemnat un bun efort, căci încadrarea a fost în cele mai bune condiții profesionale. Dr. Viorel Apăvăloai, dr. Sever Bunea, dr. Luminița Ciuchi, dr. Gheorghe Ciobanu, dr. Iulia Corina Ciocan, dr. Iuliu Ionaș, dr. Gheorghe Fanichi, dr. Lucian Nițescu, care se află și azi în încadrarea noastră, dr. Ioan Olteanu, dr. Dan Panaite, dr. Elena Roșca, dr. Tiberiu Marin, biolog Viorelia Hodnog, biolog Vasile Masgras, biolog Constantin Podoleanu, asistent medical Maria Berbecaru, asistent medical Maria Ioan, asistent medical Constantin Onu, asistent medical Victoria Puiu, cu mențiunea că nu este cea din urmă, este cea din tâi, căci slujește școala Carol Davila timp de 20 ceva de ani. Ca profesor de română, cea care va veni la un moment dat în managementul școlii, am găsit în documentele anticipative organizatorice un foarte frumos citat, pe care, am înțeles, l-au avut ca motou în întreaga lor activitate, cadrele didactice foste și care se va continua prin cei care predau chiar și astăzi în școala Carol Davila. Cu mențiunea de spus că foarte mulți dintre profesori s-au regăsit an de an și au avut o bună continuitate, ceea ce a dat calitate învățării. Citatul, nu știm cui aparține, el sună așa, o viață nu valorează nimic, dar nimic nu valorează cât o viață de om, sau o viață nu valorează nimic, dar nimic nu valorează mai mult decât o viață. André Malraux. Școala post-liceală Carol Davila a intrat în nomenclatorul instituțiilor de învățământ preuniversitar sub această denumire, cuprinzând nivelul de învățământ post-liceal, nivel 3 avansat, actualmente nivel 5 de calificare, și parcurge următoarele etape. Anul 1999 înseamnă autonomia față de școala sanitară post-liceală Carol Davila București, dar mai ales obținerea autorizării de funcționare provizoriu. În anul 2010, școala obține acreditare ca unitate de învățământ preuniversitar particular pentru specializarea asistent medical generalist. În anul 2012, școala Carol Davila aplică procedura de autorizare pentru o structură la Spitalul Municipal Moinești și obține acreditarea în anul 2017. În anul școlar 2014-2015, școala aplică încă o dată pentru obținerea autorizației de funcționare provizorie pentru disciplina, specializarea asistent medical de farmacie, disciplină care se acreditează în anul 2021. De-a lungul anilor, echipa managerială rămâne aproape constantă.
adăugându-se în funcție de nevoile manageriale doctorul Apăvălae Viorel în perioada 1994-2004, doctorul Măran Zero în perioada 2004-2007, iar din anul 2007 până astăzi școala este condusă, manageriată de doamna profesoară Ioana Adobricăi. Adaptându-ne în mod firesc cerințelor societății de mâine și promovând o dezvoltare susținută conform realităților europene, viziunea școlii post-liceale sanitare Carol Davila la început de secol 21 alea să sună astfel. Pe cât posibil să încercăm să facem singur ceea ce așteptăm de la alții. Alegerea acestui slogan ca viziune își găsește validarea în două accepțiuni. Pe de o parte, posibilitatea legală de a contribui ca ființă socială la dezvoltarea comunității căreia îi aparții, folosirea propriilor competențe de a manageria o instituție de servicii sociale, de a conștientiza forța pe care o are cunoașterea în lumea contemporană. Pe de altă parte, îndemnul pentru elevii noștri de a se automotiva în scopul valorificării potențialului individual, de a se integra conștient și activ în grupul social de referință, cu accente pe dezvoltarea profesională, intelectuală, socială, emoțională și spirituală. De aceea, misiunea școlii post-liceale sanitare Carol Davila este de a oferi tuturor elevilor săi și fiecăruia dintre aceștia educația necesară pentru a deveni asistenți medical competenți, capabili să învețe pe parcursul întregii vieți, pentru a-și forma personalități autonome și creative într-o societate aflată în permanentă schimbare. Totalul absolvenților pe specializări: asistent medical generalist 2045, din care 304 sunt deja absolvenți ai structurii Școala Post-Liceală Sanitară Carol Davila, Moinești. Asistent medical de igienă și sănătate publică, 84 de absolvenți. Asistent medical de farmacie, 72 de absolvenți. Asistent medical de laborator, 16 absolvenți. Asistent medical de tehnică de tară, 20 de absolvenți. Asistent medical de radiologie, 18. În cei 30 de ani de existență, Școala Post-Liceală Sanitară Carol Davila numără un total de 2250 de absolvenți. Cea mai sigură statistică pe care o avem privind inserția profesională o reprezintă cea din plan local, județean, național, unde în domeniul medical sunt angajați 80% dintre absolvenții noștri, iar un procent semnificativ de peste 15% lucrează în piața muncii europene sau non-europene. Aspectele formative ale elevilor noștri au fost atinse prin organizarea și participarea la sesiuni de comunicări științifice, simpozioane și concursuri profesionale în școală, la nivel județean sau național, încă de la înființarea școlii. Colaborarea noastră cu instituții medicale din afara țării au început din anul 2011. Aceste legături externe, cu deosebire parteneri italiani, au fost stabilite de foști elevi ai școlii noastre care lucrau în Societa Cooperativă Sociale Interactive. Proiectele pe care le-am dezvoltat au început în perioada următorilor ani școlari 2011-2013. Următorul proiect a fost un Erasmus Plus în 2014-2016, un alt proiect în 2017-2019. Pentru fiecare dintre participanți, dar și pentru școală, rezultatele proiectelor au fost semnificative. Astfel, au fost realizate, îmbogățite 80 de mape profesionale pentru 80 de elevi, deci participanți în proiect, și de asemenea biblioteca școlii a fost îmbogățită cu 3 ediții, 3 culegeri importante de planuri de îngrijiri realizate de participanții la proiect spre folosul celor
care se află în studiu în școală. Colaborările școlii noastre nu s-au oprit aici. Chiar în plan județean, școala a colaborat, a fost partener într-un proiect activ în practică, activ pe piața muncii. Momentul aniversar de azi are o dublă semnificație. 30 de ani de existență, Carol Davila Onești. 10 ani de existență, Carol Davila Moinești. La mulți ani, școala Carol Davila Onești. La mulți ani, școala Carol Davila Moinești. Mulțumirile noastre se îndreaptă spre toți cei care au ajutat la evoluția școlii noastre în tot acest timp. Sărbătoarea noastră stă sub genericul 30 de ani de viață pentru viață, titlu inspirat din chiar jurământul asistentului medical. Repeți și onoare jur. Repeți și onoare jur. Să-mi exercit profesia cu demnitate. Să-mi exercit profesia cu demnitate. Să respect ființa umană și drepturile sale. Să respect ființa umană și drepturile sale. Și să păstrez secretul profesional. Și să păstrez secretul profesional.